Bună, dragile mele, și bine ați revenit pe canalul meu! Eu sunt Debora, de pe blogul deboratentici.ro și astăzi vreau să vă arăt produsele favorite din luna martie. Dintre ele sunt sigură că deja le-ați văzut pe blog, m-ați văzut vorbind, dar astăzi am ales doar produsele favorite din luna martie, urmând ca pentru luna aprilie deja să am câteva favorite. Și nu vreau să vă spun dinainte ca să menținem suspansul, așa că hai să vedem ce produse mi-au plăcut în luna martie. Și cred că am să le iau în ordinea în care le folosesc, așa că voi începe cu apa micelară. Am preferat-o, am iubit-o, o iubesc încă. Este apa micelară de la La Roche-Posay, varianta pentru ten reactiv. Îmi place foarte, foarte, foarte mult. Am folosit aproape jumătate din ea. Între timp am încerc altă apă micelară, adică să o folosesc să o folosesc zilnic, alta, pentru că tenul meu și-a schimbat puțin textura, dar în luna martie am folosit cu foarte mare drag această apă micelară și mă voi reîntoarce la ea în câteva zile, pentru că îmi place foarte mult și nu aș vrea să se termine. Chiar îmi place super, super mult și vă recomand să o încercați, varianta pentru ten reactiv. Apoi, după ce am îndepărtat mizeria de pe ten și praful și machiajul și orice ar fi pe ten, eu folosesc acest gel de curățare, tot de la La Roche-Posay, din gama Eva Clar, și este un gel purifiant spumos sau ușor spumos pentru ten mix sau normal. Are un pH 5,5, se potrivește perfect tenului meu mixt, care în perioada aceasta este ba uscat, ba gras, ba normal, în toate felurile. Îmi place foarte, foarte mult, este blând cu tenul, nu usucă tenul, curăță foarte bine. Și vi-l recomand dacă aveți tenul mix sau chiar normal, pentru că are un pH 5,5, adică asemănător celui normal al tenului nostru. Apoi m-ați văzut deja făcându-i review acestui produs și am să vă las aici un card. Este masca pentru microdermabraziune de la Dermae. Îmi place foarte, foarte mult acest produs. Îl folosesc de 2 ori pe săptămână, uneori chiar de 3 ori dacă simt nevoia. N-am să intru în detalii pentru că mi-a spus în clipul anterior, dar îmi curăț mai departe tenul cu acest scrub pentru microdermabraziune. Îmi place foarte, foarte mult și vă recomand cu drag să încercați microdermabraziune cu acest produs, pentru că este un produs natural 100%, nu are organisme modificate genetic, nu are ftalați, alcool, paraben și alte chestii dăunătoare pentru ten. Este și vegan și nu este testat pe animale. Bun, după ce mi-am curățat și mi-am exfoliat tenul, totdeauna îmi place să-l hrănesc, să-l hidratez așa cum trebuie și așa cum simt că are nevoie tenul meu. Și am iubit și iubesc încă acest produs de la Andalup, adus în țara noastră de Secom. Este o mască cu apă de trandafir, care îmi place super, super mult. Îmi place să o aplic și ziua, dar mai ales seara după ce îmi demachez tenul și am timp să stau cu ea pe ten. Este o mască hrănitoare, foarte hidratantă. Se folosește foarte puțin din ea, deci este super spornică, chiar dacă să zicem că este mai scumpă, o să vă ajungă foarte mult. Deci o folosesc deja de cam tot la a doua, a treia seară și abia se vede că am luat din ea. Îmi place foarte, foarte mult această mască. Am să-i fac un review pe blog în curând, pentru că deja o folosesc de vreo lună. O găsiți pe Secom, am să vă las link în descriere pentru toate produsele pe care le amintesc în acest clip. Vi-o recomand, încercați-o, dacă aveți tenul uscat, normal, mixt, gras, oricum ar fi, acest produs hidratant, această mască hidratantă se potrivește oricărui tip de ten. Bun, acum că ne-am curățat, ne-am hidratat tenul, cel mai folosit ser în luna martie și în luna aprilie chiar, dar n-ar trebui să vă spun pentru luna aprilie, doar pentru luna martie ar trebui să vă spun, așa că cel mai folosit ser pentru luna martie a fost acidul hialuronic de la The Ordinary. Produse de Ordinary folosesc mai multe și am să revin într-un clip separat cu un review pentru aceste produse, dar cel mai folosit produs și cel mai iubit de mine a fost acidul hialuronic.
Vă știți că sunt o împătimită a produselor cu acid hialuronic. Sunt aproape la finalul sticluței pentru că îmi place super mult, l-am folosit zilnic dimineața și seara. Deja mi-am cumpărat un flacon nou, atât de mult îmi place. Un flacon din acesta ajunge cam o lună dacă îl folosiți dimineața și seara așa, din abundență, cum am făcut și eu. Pur și simplu am folosit o pipetă întreagă, deși în mod normal nu era nevoie. Și am să vă spun într-un clip viitor toate trucurile și cum folosesc aceste produse de la The Ordinary. Găsiți link în bara cu descriere ce produse mi-am cumpărat și până la un nou clip vă aștept să mă urmăriți pe Instagram, pentru că acolo fac mini-review-uri tuturor produselor pe care le folosesc și deja aveți un review și pentru acidul hialuronic. Deși în ultima perioadă mi-am cumpărat mai multe produse, printre care și două produse cu factor de protecție, preferatul meu este acest BB Cream de la Misha cu factor de protecție 42. Este nuanța 21, care este o nuanță neutră. Îmi place cum se întinde pe ten, îmi place cum colorează și ascunde imperfecțiunile tenului, îmi place cum luminează tenul. Tenul luminează și reflectă lumina foarte frumos după ce aplică acest BB cream cu factor de protecție. Îmi place foarte, foarte mult. Am să-i fac un review și am să-l recumpăr imediat ce se termină. Pentru că este un ambalaj destul de mic, are, nu văd unde scrie câte kilograme are, dar 20 de mililitri. Dar este un ambalaj mic pe care îl voi recumpăra cu siguranță. Nu știu de ce mă grăbesc, dar mergând mai departe cu această super multă energie pozitivă, am să vă arăt și două produse pentru îngrijirea părului și sunt acestea două de la Cosmetic Plant. Da, Cosmetic Plant și-au schimbat ambalajele produselor pentru păr. Am scris un review pe blog unde găsiți toate detaliile și cu această ocazie au lansat și un șampon nou. Este șamponul Cafein Activ. Îl folosesc de mai bine de o lună, dar nu l-am prezentat până acum pentru că vroiam să-l prezint în favoritele lunii. Este prima dată când încerc produse Cosmetic Plant. Mi-au fost trimise pentru testare, dar am ales să vă vorbesc despre aceste două produse pentru că pe acestea două și încă pe un șampon le-am folosit deja și mi-a plăcut foarte, foarte mult acest șampon. În ciuda faptului că este un șampon natural care nu totdeauna lasă părul moale și catifelat și unele dintre voi știți asta, în ciuda acestui fapt că părul nu este moale imediat după spălare, curăță foarte bine părul și m-a ajutat în lupta cu pierderea firelor de păr. De când folosesc acest șampon, chiar am observat că nu mai pierd atât de multe fire de păr, nu mai îmi cade părul atât de mult și pentru acest motiv vi-l recomand. Nu este acel tip de șampon care să curețe atât de bine ca să scârție părul, cum zicea o bună prietenă de-a mea, dar îl curăță foarte, foarte bine. Veți vedea că părul are mult mai mult volum din cauza că firele de păr sunt curățate în profunzime și foliculii se deschid. Curăță foarte bine, veți avea volum. Acesta l-am folosit chiar și ieri dimineață și vedeți ce volum am. Am folosit șamponul și apoi am aplicat balsamul pentru păr. Balsamul este unul fortifiant cu un extract de nucă și vitamina B6 care întărește firul de păr. Folosite împreună și apoi un ulei de păr, eu așa le folosesc, părul arată super, super bine și ce e foarte important este că nu mai pierd atât de multe fire de păr cum pierdeam înainte. Am cunoștințe care deja îl folosesc și pot să-mi confirme același lucru, că părul lor nu cade atât de rău cum cădea înainte. Și pe aceste considerente le-am ales ca și favorite, vi le recomand și vouă. Și tot cu acestea închei clipul de astăzi, spunându-vă și urându-vă o primăvară frumoasă, să fiți sănătoase, să fiți frumoase, nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o până acum pentru că vor urma și alte clipuri. Vă aștept și pe blog, vă aștept pe Instagram, vă aștept pe Facebook, pe Snapchat, să ne împrietenim și să interacționăm mai mult și acolo. Iar pe blog găsiți review-uri la toate produsele pe care le folosesc, la unele deja le-am făcut review, la altele urmează. Pentru toate găsiți link-uri în bara cu descriere.
Asta e foarte important. Iar pe voi vă provoc să-mi spuneți încă asta cu comentarii ce produse favorite ați avut în luna martie sau în ultima perioadă, pur și simplu. Aștept să-mi spuneți un produs favorit pe care l-ați folosit cu mult drag în perioada anterioară. Vă pup și vă doresc numai bine, primăvară frumoasă, fiți fericite și ne vedem în curând la un nou clip. V-am pupat! Pa!